Salut, sunt Cori, bine ați venit pe canalul Bible Kids! Pentru că se apropie luna martie, ne gândim ce o să facem cu copiii de 1 martie, ce mărțișoare vom alege. Pentru acest an eu am ales să fac mărțișoare din fetru, deoarece am văzut că mamelor le place să păstreze ceea ce fac copiilor. Așa că am zis ce ar fi să fac niște mărțișoare din fetru, care mamele le pot folosi în continuare ca niște broșe. Am ales 3 modele care îmi plac foarte mult. Primul este acesta, este o floare din 5 sau 6 inimi. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu am apucat să pun pe spate un ac să și-l pună în piept, dar sunt foarte drăguțe în piept, sunt colorate. Al doilea model este acesta. Sunt doar câteva cercuri care sunt puse unul peste celălalt și în mijloc niște pietricele foarte mici. La fel și acesta, am ales varianta în două culori și varianta colorată. Iar ultimul este cel mai simplu, o floare simplă, care și aceasta arată bine în piept. Așa că haideți să vedem cum le-am făcut toate cele 3 modele de mărțișoare.
Sper că v-au plăcut aceste mărțișoare și că o să le faceți împreună cu copiii dumneavoastră. Nu uitați să dați like, share și subscribe și să apăsați acel clopoțel ca să vedeți de fiecare dată când postăm. Nu uitați să ne vizitați și pe pagina de Facebook, Instagram, mai nou pe pagina de Pinterest și chiar pe pagina mea personală de Instagram, corina.cosma. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou video.